bine ați venit! Numele meu este Andreea Răsuceanu, sunt coordonatorul colecției Scriitor Român Contemporan de la Humanitas și mă bucur foarte mult că în seara asta lansăm în sfârșit romanul lui Radu Vancu, Transparența. Spun în sfârșit pentru că eu îl aștept deja de ceva vreme, cred că sunt 2 ani, 2 ani jumătate de când noi tot vorbim despre această carte. I-am publicat la un moment dat, cred că acum vreo 2 ani, un fragment. Era la stadiul de work in progress pe vremea aceea și acum, iată, în sfârșit avem romanul în carne și oase, dacă pot spune astfel. Vreau să vă spun că, în primul rând, din punctul meu de vedere de editor, au fost două motive pentru care am luat această carte aproape în orb. Cred că aș fi luat-o fără să citesc mare lucru din ea, oricum. În primul rând, pentru că e o carte foarte bine scrisă. Și lucrul ăsta pare cumva banal sau prea puțin, dar nu e deloc așa, mai ales din perspectiva editorului. Sunt tot mai rare cărțile care îți vin așa aproape de-a gata, nu trebuie să le faci decât o lectură așa foarte, mă rog, atentă, mai degrabă la sensuri decât la formă. Deci o carte minunată, foarte frumoasă, foarte bine scrisă, în primul rând. În al doilea rând, mărturisesc că lucrul care m-a atras era inevitabil, a fost faptul că este o carte portret al unui oraș, aș spune eu, și al Sibiului, care de data aceasta, iată că intră în literatură. Cred că Radu, s-ar putea să mă înșel, totuși nu cred, pune bazele unei mitologii literare sibiene cu această carte. Nu știu dacă mai apare undeva imaginea Sibiului atât de pregnantă în această carte. Mai mult decât un cadru al acțiunii, o să vedeți, orașul trăiește, e viu, pulsează și e foarte important pentru cele ce se întâmplă aici. În două vorbe despre ce e vorba în carte și cum am văzut-o eu, cred că, în primul rând, e o poveste de dragoste, o poveste de dragoste foarte frumoasă, care se desfășoară între doi studenți la litere, pasionați de literatură, firește, de filozofie, de mistică. Studenți care citesc, care se plimbă, care refac, de fapt, prin plimbările lor, prin traseele lor, imaginea aceasta a orașului. E o carte care consacră niște locuri din Sibiu, devin niște toposuri emblematice datorită lui Radu Vancu. Unul dintre ele, nu știu dacă are un corespondent în realitate sau nu, poate să ne spună el, este acea cârciumă metafizică extraordinară care îi dra alajul, un fel de cârciumă într-un garaj unde se întâlnesc niște personaje fabuloase și este numai meritul lui Radu Vancu că a știut să creeze atât de bine aceste personaje. E o carte pe mai multe planuri, o carte care are lungi pagini aproape eseistice în care Radu își arată întreaga erudiție, o carte uneori sufocată de atâta informații, dar spun asta într-un sens bun, deci puteți citi cu creionul în mână și scoate tot felul de nume de scriitor, de muzicien, de cântător ai lumii. Este o carte în care aș spune că adie un aer cărtărescian, mai ales în imaginile apocaliptice. M-am gândit la orbitorul lui Mircea Cărtărescu și la solenoidul său și în mai multe locuri am avut această senzație, firește că nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. M-am gândit la proza sud-americană, m-am gândit la un autor, la un scriitor postmodern ai noștri. Cam astea cred că sunt filiațiile pe care le-am descoperit în cartea lui Radu Vancu. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre carte ca să-i pot lăsa pe cei doi să se desfășoare, dar aș spune că e o carte de neratat din aparițiile de anul acesta. Și cu asta o să-i dau cuvântul scriitorului Radu Paraschivescu, care știu deja că a fost foarte, foarte încântat de carte.